Bună ziua! Interviurile video, puterea știrilor, continuă live pe pagina noastră de Facebook, așa cum v-am obișnuit. Alături de mine astăzi, prin intermediul Zoom de această dată, este domnul Dumitru Nancu, președinte al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule Nancu. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Nancu, fondul a lansat 5 programe noi pentru a răspunde la provocările economice generate de această criză, această pandemie care ne-a luat prin surprindere la nivel mondial, vorbesc aici de COVID-19, și aș vrea să dezbatem pe larg toate cele cinci programe. Însă, mai întâi de toate, aș vrea să vă lansez o întrebare care n-a fost pusă de foarte mulți cititori care au aflat astăzi că veți fi prezent în emisiunea Puterea Știrilor. Dacă sunt cumva afectate cele cinci programe de această criză politică, de faptul că avem un guvern interimar în acest moment, cum le răspundeți? Da, în acest moment, așa cum a spus și dumneavoastră, avem 5 programe, 7 măsuri din programul de guvernare, Fondul Național de Garantare, sunt, toate aceste măsuri sunt în implementare, una din măsuri a fost deja închisă. În acest moment, guvernul interimar nu afectează buna funcționare a fondului și noi sperăm ca până la sfârșitul acestei luni să avem un guvern cu puteri de pline, dar în acest moment nu, guvernul interimar își face treaba, nu mai afectează activitatea. Va fi nevoie totuși la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului, pentru că, după cum bine știți, Comisia Europeană invită statele membre, printre care și noi, România, susținem prelungirea acestor măsuri active. Este vorba de prelungirea programului IMM Invest, Agro Invest, schema de ajutor cadru temporar, până la 30 iunie 2022, ceea ce va fi nevoie de o ordonanță de urgență. Dar până la sfârșitul lunii, noi sperăm să avem un guvern de plin, cu puteri de pline. Deci răspunsul este că în acest moment lucrurile sunt în regulă și programul se desfășoară fără sincope. Asta pentru cei care ne privesc, o ordonanță de urgență poate fi dată la sfârșitul lunii, așa cum spuneați dumneavoastră că este nevoie, de către un guvern cu puteri de pline. Da. Deci până la 31 decembrie, conform cadrului temporar, se poate da o ordonanță de urgență pentru prelungire, deci până la sfârșitul anului. Deci, practic, sperăm să avem mult mai devreme, dar, repet, în acest moment lucrurile sunt, să zic, se desfășoară într-un ritm normal, pandemic, cum vedeți și dumneavoastră, practic au crescut iarăși numărul de infestări și văd că și nevoia întreprinderilor mici și mijlocii crește pentru finanțare. Ați fost ales membru în Consiliul de Administrație al Asociațiilor Europene a Instituțiilor de Garantare. Ce reprezintă, de fapt, această numire? Da, practic, România, alături de 48 de țări, la nivel european există Asociația Europeană a tuturor fondurilor de garantare. Din 48 de fonduri, 26 sunt bănci naționale de dezvoltare. Pentru mine, dar mai ales și pentru instituția pe care o conduc, reprezintă o recunoaștere a muncii de un an de zile, pentru că rezultatele marcante pe care le-a obținut Fondul Național de Garantare mi-a permis să acced la acest for, care este un for foarte important. Toate deciziile luate pentru tot ce înseamnă finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii la nivel european se iau în acest for. Vreau să vă spun că din 48 de membri, doar 13 au fost aleși în acest board, doar 13 membri în Consiliul de Administrație. Pentru mine înseamnă o recunoaștere a muncii și a măsurilor pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă, pentru că au contat foarte mult rezultatele anului 2020 și, bineînțeles, rezultatele la zi. Vreau să vă spun că la nivelul Comisiei Europene, IMM Invest este deja ca un program de best practice. Vreau să vă amintesc că
IMM Invest este singurul program din Europa, din Uniunea Europeană, care, prin care statul garantează cu 90%, restul sunt garanții nume și constat, rezultatelor maxim 80%. Este un lucru pozitiv, dar ne și responsabilizează, pentru că în următoarea ședință, tot în această ședință adunării generale a AICM, am reușit ca împreună cu colegii din Sud-Est să obținem înființarea unui post de vicepreședinte la nivelul AICM-ului. În acest moment sunt 3 vicepreședinți, ei sunt membrii de drept prin statutul de înființare al AECM, exact cum este la nivelul Comisiei Europene, când s-a înființat prin tratat, membrii fondatori au statutul de vicepreședinți și a fost această propunere pe care am făcut-o ca și noi statele din sud-estul Europei să avem un post dedicat de vicepreședinte și urmează ca în următoarea ședință adunării generale să se modifice la Bruxelles statutul AECM-ului, prin care să înființeze un post de vicepreședinte pe partea de sud-est a Europei, care va fi ocupat prin rotație, pentru că ați văzut, mandatul este de 3 ani. Este o funcție neremunerată, deci doar de reprezentare și de luarea unor decizii. Eu cred că este mai mult o funcție onorifică sau? Da, este neremunerată, deci nu, dar este foarte importantă, pentru că tot ce înseamnă, de exemplu, și cadrul temporar, Comisia Europeană îl prelungește în urma deciziilor luate în bord și tot ce înseamnă programe de finanțare la nivelul Comisiei Europene. Comisia Europeană ține cont de propunerile pe care AICM-ul le face. Iar al treilea lucru pozitiv ce s-a întâmplat este faptul că România va deține și președinția unui grup de lucru. Ne-am depus candidatura și în următoarea ședință sperăm să luăm președinția Comisiei Fonduri Structurale, pentru că consider eu că România aici ar trebui să facem propuneri de să fim mai, aș spune eu, mai eligibili, mult mai, să cunoaștem mai bine regulamentele Comisiei și tocmai de aceea am vrut să deținem noi președinția acestui grup de lucru, care îl consider foarte important. După cum bine știți, deja vor intra aviz de aprobare programe, noile programe, noua programare pe lângă PNRR. Știți că România are acces și la instrumentele structurale. Și acolo, în următoarea ședință adunării generale, se va face alegeri pentru președinția pe grupul de lucru. Pe ce perioadă ar putea asigura România președinția Comisiei Fonduri Structurale? Despre ce perioadă vorbim? 3 ani vorbim, cât este mandatul meu de director general adică de membru în board, același, deci alegerile sunt odată la 3 ani. Ce presupune acest lucru? Deci, practic, noi vom face propuneri astfel încât, vă dau un exemplu, programul AgroInvest a fost totuși o propunere a României, prin care am reușit să acordăm acea alocație financiară de nerambursabilă de 10%. Prelungirea cadrului temporar. Știți că prima dată România am obținut până la sfârșitul anului 2020. La fel, am făcut propuneri, nu numai România, ci toate statele membre, să se prelungească până la jumătatea lui iunie anul acesta, după care am revenit și am făcut până la sfârșitul anului și acum revenim. Deci venim cu propuneri pe care le vom colecta de la mediul de afaceri, adică vocea întreprinderilor mici și mijlocii, nevoile întreprinderilor mediului de afaceri din România vor fi mult mai bine cunoscute la nivelul Comisiei Europene, astfel încât aceste programe să vină ca un răspuns la nevoia de finanțare, nevoia de dezvoltare a mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Vorbeam la început, spuneam că vom discuta pe larg despre cele 5 proiecte pe care Fondul Național le are și aș vrea să le începem cu IMM Invest. Care sunt noutățile pe acest program? Cât mai poate fi susținut?
Deci, în acest moment, vreau să vă spun că programul IMM Invest, deja 15 miliarde, plafonul alocat de către Guvernul României prin Fondul Național de Garantare, a fost distribuit în totalitate la cele 21 de instituții financiar-bancare pe care, cu care avem, să zic, convenții de colaborare. Deja două instituții financiare au epuizat plafonul. La sfârșitul acestei luni vom face o realocare între bănci, adică sunt bănci care consumă, dar vestea bună este că în acest moment avem consumat din plafon 65%, un lucru foarte, foarte bun, aș vrea să zic. E clar că IMM Invest, pe lângă cei 26.000 de întreprinderi mici și mijlocii, anul acesta, la această dată, vorbim de, am depășit numărul de 12.000 de credite garanții acordate, doar pe IMM Invest. Valoarea finanțării la cele 12.000 deja s-a ajuns la 10 miliarde de lei, un lucru... 10 miliarde de bani care sunt finanțate de cele 21 de bănci și care au ajuns deja la întreprinderile mici și mijlocii, iar valoarea garanției garantate de către fond, de către guvern prin Fondul Național de Garantare a ajuns la 7,9 miliarde. Un lucru pozitiv, un program, un instrument financiar care încă o dată își arată și este indubitabil că este cel mai important instrument financiar și cel mai accesat de către întreprinderile mici și mijlocii din România. Deci, practic, de la începutul IMM Invest, 1 iunie 2020, avem deja acordate, numai prin IMM Invest, aproape 40.000 de credite. Un lucru pozitiv, aș spune eu. Iar ca valoare, magnitudinea cifrei, deja am ajuns la 25 de miliarde, 15 miliarde anul trecut, cu 10 miliarde anul acesta, doar pe IMM Invest, 25 de miliarde, ceea ce înseamnă 2,5% din produsul intern brut. Importanța, eu îl consider și Guvernul României consideră că este cel mai mare parteneriat public-privat din România, adică între Guvernul României și instituțiile financiar-bancare, și arată rodul. Practic, impactul bugetar este insignifiant la nivelul bugetului de stat, deoarece, așa cum știți, sunt niște credite, doar ajutorul de stat este suportat de către Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe. Anul trecut, suma alocată ajutorului financiar nerambursabil a fost de 549, iar în acest moment am ajuns la 600 de milioane de lei. Deci aproximativ 1 miliard de lei sunt ajutoare financiare nerambursabile. Va continua programul și anul viitor? Tocmai asta vă spuneam la început. A fost o propunere a tuturor. Comisia Europeană deja a informat Guvernul României, a informat toate statele membre pentru continuarea acestui program, deci invită statele membre să facă propuneri pentru, în primul rând, pentru îmbunătățirea acestor instrumente financiare și cât de curând vom avea o discuție la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și cu Guvernul României, cu premierul, astfel încât să încercăm pe IMM Invest să venim cu alte facilități către mediul de afaceri. Probabil că săptămâna viitoare Guvernul va anunța noi facilități și, bineînțeles, acordul practic de a continua acest program, pentru că este practic un program, să zic eu, de care mediul de afaceri este în momentul acesta dependent. Este singurul program cu AgroInvest de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și mai ales contextul economic, pandemic, este clar că rolul de multiplicare în economie, garanție, nume și constat, își arată efectul. Și vreau să vă spun, în acest moment se menține acel procentaj între credite de investiții și activitatea curentă. Nu o să mai revin asupra avantajelor, ce surse, pentru că le-am repetat, cred că, în fiecare emisiune a dumneavoastră. Vreau să vă spun că în continuare întreprinzătorii români merg 85% pe capital de lucru,
Deci este o nevoie pe capitalul de lucru pentru continuarea activității și doar 15% pe investiții. De asemenea, s-a mai ceea ce privește codurile, activitățile finanțate, iarăși dacă anul trecut am avut lucrările de construcție, anul acesta transporturile rutiere de mărfuri sunt pe primul loc, pe locul 2 lucrările de construcții, pe 3 comerțul și pe 4 Horeca. Deci, iată, a intrat și Horeca în acest loc. Da, și deci, practic, v-am spus, este un program vital pentru economia românească. V-am dat un exemplu. 25 de miliarde bani capital al instituțiilor financiare bancare, practic garantat de către guvern, au intrat în economie. Un lucru pozitiv, pentru că rolul statului este acela de a reglementa și prin a crea astfel de instrumente financiare. Așa cum vă spuneam, un instrument financiar trebuie să aibă trei componente, o componentă de garanție și constat, o componentă de ajutor de stat, și aici vorbim la IMM Invest de dobânzi, comisioane și de risc și de garantare subvenționate timp de 8 luni de zile, iar la Agroinvest avem și alocația financiară nerambursabilă, care în acest moment este de 10%. Noi sperăm ca pe următoarea programare să mai creștem alocația nerambursabilă, având în vedere că regulamentul Comisiei Europene prevede că ajutorul de stat poate merge până la maxim 49%, iar restul de 51% să fie credit bancar. Un alt program lansat de Fondul Național de Garantare este IMM Leasing de echipamente și utilaje. Cum decurg lucrurile acolo? Știu că este un program mai recent lansat. Da, este un program recent. Vreau să vă spun că IMM Leasing nu este pe cadru temporar, doar Agro Invest și IMM Leasing și IMM Invest sunt pe cadru temporar. Programul IMM Leasing, până în acest moment, avem 12 finanțatori cu care lucrăm și plafonul alocat de către guvern este de 1 miliard de lei, din care am alocat către cele 12 instituții de leasing 834 de milioane de lei. Este un program care merge și anul trecut pe schema de minimis, este cu col continuu. Practic, noi mandatăm instituțiile financiare de leasing, deci nu mai trebuie întreprinzătorii ca la IMM Invest să se scrie la fond și se duc direct la instituțiile de leasing și noi doar garantăm leasingul respectiv. Este un produs inovativ în sensul că este singurul leasing în care avansul este zero. Statul suportă 50% din costuri, dar nu mai mult de 200.000, deci este pe o regulă de ajutor de stat de minimis. Este un program care a funcționat și anul trecut, funcționează și anul acesta și se pot lua inclusiv echipamente second hand. Dețineți și, nu știu, statistici, date referitoare la rata de refuz pe acest proiect? Nu există. Deci, practic, toate programele pe care noi le gestionăm, nu există principiul primul venit, primul servit, pentru că este un col continuu, și nu există o rată de refuz, pentru că criteriile sunt clare în momentul în care nu deținem aceste, pentru că în momentul dacă el trebuie să fie solvabil, bancabil, deci întreprinzătorul se prezintă la bancă și banca îi spune dacă este solvabil. Deci la noi ajung doar cei care sunt solvabili și cei care pot fi finanțați. Deci nu vă pot da date de rata de respingere. Vă gândiți, nu știu, să prelungiți acest program și pentru anul viitor, să-l îmbunătățiți, poate? Practic, acest program nu văd ce am mai putea îmbunătăți la el, pentru că, așa cum v-am spus, merge pe schemă clasică de minimis. El va fi anual, nu trebuie notificat decât informată Comisia Europeană, Consiliul Concurenței, care la rândul ei va face informarea. Este un program care, v-am spus, l-am gândit complementar la tot ceea ce înseamnă achiziția de echipamente pe instrumente, fonduri structurale, fiind acest vid în această perioadă în care marea majoritatea programelor
operaționale nu au fost active, am încercat să-l folosim ca un instrument complementar. Dar, repet, în momentul când vor intra programele operaționale, când va fi PNRR-ul, acele echipamente care vor fi finanțate aproximativ 80% sau chiar 100% din banii europeni, acest program e clar că nu va mai putea funcționa, pentru că statul își va retrage, așa cum am spus, intervenția în economie și încercăm să încurajăm absorpția de fonduri europene. V-am spus, a fost un program creat în acest moment, în acest context, pentru a suplini lipsa de finanțare europene și, bineînțeles, să permitem întreprinzătorilor să achiziționeze și produse și utilaje second hand. Bine, puteți spune despre IMM Factor. Este un alt program și lansat din nou recent de Fondul Național de Garantare. IMM Factor pe 2021 urmează că a fost dat prin ordonanță de urgență, a fost aprobat prin lege și, din păcate, n-am reușit să-l trecem în ultima sesiune parlamentară. Urmează ca săptămâna viitoare, cel târziu până la sfârșitul acestei luni, legea să fie aprobată de către Parlament și transmisă la promulgat la președinte. Este un program care anul acesta am alocat, să zic, 735 de milioane de lei, ceea ce reprezintă un grad de subscriere de 73,5% din cei 1 miliard cât i-am alocat. Deci, practic, avem în acest moment acord cu 12 bănci care au subscris 735 de milioane. Iarăși un program care va fi prelungit pentru că este pe cadru temporar. Cel mai important instrument financiar pe care îl derulăm în acest moment este IMM Agroinvest, un program, un instrument financiar complet, aș spune eu, pentru că pe lângă IMM Invest, Agroinvest în acest moment are componenta de alocație financiară nerambursabilă de 10%. La Agroinvest, guvernul a alocat la început din cei 15 miliarde, 1 miliard erau pentru Agroinvest, 14 pentru IMM Invest. Între timp, solicitarea mediului de afaceri din agricultură, din industria berii și industria vinificației a fost de 4 ori mai mare, astfel încât a fost, să zic, mărit plafonul la Agroinvest la 4 miliarde. În acest moment s-a epuizat plafonul de 1 miliard. Deja vorbim ca garanții, solicitările de la mediul de afaceri deja o sunt la 2,6 miliarde, deci de 2,6 ori mai mare, iar așteptăm ca până la sfârșitul anului să subscriem toți cei 4 miliarde solicitate de către instituțiile bancare. Avem pe Agro, avem un număr mai redus de finanțatori, 16 finanțatori, și în acest moment sunt un număr de 2000 de credite alocate, la fel 10-15% pe investiții și diferența de 85% pe capital de lucru. Ca sumă, așa cum v-am spus, 2,5 miliarde. Dacă îi adăugăm la cei 10 miliarde, deja vedeți că sunt 12,5 miliarde bani care sunt injectați în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Agroinvest, așa cum v-am spus, este un succes. Faptul că acea alocație financiară nerambursabilă de 10% îl fac în continuare să fie cel mai căutat program de finanțare. Ca coduri CAEN, pe primul loc avem cultivarea cerealelor, ceea ce e de bază, agricultură primară. Aici ajutorul de stat, iarăși Guvernul României, în iunie, când a fost prelungit programul până la sfârșitul anului, conform și deciziei Comisiei Europene,
s-a mărit de la 100.000 la 270.000 de euro. Deci a fost iarăși o măsură luată pentru agricultură, pentru fermieri. Pe locul 2, activitățile din ferme mixte. Pe locul 3, fabricarea pâinii. Deci iarăși o activitate foarte importantă. 4, industria vinului și 5, industria berii. Deci, practic, un program care răspunde nevoilor și necesităților de finanțare. Și care va fi prelungit. Ce este important că atât prin IMM Invest, cât și prin Agroinvest, programele noastre, Guvernul României urmărește menținerea locurilor de muncă. Pentru că în această perioadă, când capitalul de lucru e 85%, mulți analiști au spus, doamne, ba da, capitalul de lucru este foarte important în acest moment pentru că trebuie menținute activitățile economice. Și vreau să vă spun că am făcut iarăși această analiză cu finanțările de anul acesta și cu anul trecut prin măsurile active pe care le-a avut Guvernul României prin fondul de garantare. Avem aproximativ un număr de 450.000 de locuri de muncă care s-au menținut prin continuarea activității acestor întreprinderi finanțate prin aceste programe. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine pulsul mediului de afaceri din România. Cât de afectat este în această perioadă de pandemia asta de coronavirus, de valul 4? Important este în acest moment să menținem economia deschisă, așa cum a menționat și premierul. Toate eforturile guvernului și prin aceste programe încercăm să menținem activitatea deschisă, dar, repet, din păcate, pe lângă spiritul antreprenorial, unde România ocupă un loc destul de... trebuie să avem și un spirit civic, pentru că am văzut, fără vaccinare, nu reușim, pentru că este clar în momentul în care ai localități, ultima dată parcă am avut Drobeta, Turnul Severin, unde ai un grad de 30% grad de vaccinare, nu mai ai cum să menții activitatea economică deschisă. Adică sunt niște lucruri care, pe lângă spiritul antreprenorial, pe lângă efortul acestor întreprinzători care practic mențin aceste locuri de muncă, trebuie să avem și un spirit civic și să facem apel la, ați văzut, Danemarca, țări care au ajuns la 90%, nu mai zic Elveția, 95% sunt vaccinați. Și activitatea economică. Deci depinde de noi, cu toate eforturile pe care le face guvernul prin aceste programe, să reușim să menținem activitatea economică. Dacă nu reușim să menținem activitatea economică deschisă, practic, cred că valul 4 va fi mult mai, va afecta mult mai mult economia, pentru că oamenii, aceste firme deja au început să lucreze, au produs și în momentul în care închizi activitatea, ai credite în derulare, ai cele oprun trec, da? Deci, în acest moment, cred că ar fi obiectivul cel mai important este vaccinul. E clar că trebuie să creștem rata de vaccinare, dar din punct de vedere economic, menținerea activității economice deschise și până la urmă, de ce nu, doar pentru cei care au acest certificat sau acest vaccin, pentru că și eu și dumneavoastră ați văzut, este important să trecem prin... să ne vaccinăm, că nu ai cum să menții activitatea, vă spun din propria experiență. În momentul în care, de exemplu, la noi la instituție apar 10 cazuri, deja e pandemie și trebuie să închizi unitatea. Adică e clar că, dar în mediul de afaceri unde, vă dați seama, este o activitate în care ai nevoie de cerere, ai nevoie de ofertă, plătesc taxe, deci nu se poate altfel, deci... Am văzut că sunt medici care zilele acestea spun că se impune un nou lockdown în România. Ce ar însemna acest lucru pentru mediul de afaceri? Din punct de vedere, eu sunt economist, din punct de vedere
al meu și cred că și al guvernului în acest moment, economia trebuie lăsată deschisă, dar, repet, trebuie să avem și acest spirit civic, că până la urmă nu e un lucru... Toți am făcut vaccinul, n-am pățit nimic, din contră. Deci, credeți că ar trebui în anumite activități economice să se impună, să fie obligatorie vaccinarea? Doamnă, vă dau exemplu Elveției. Deci în Elveția nu există. Vrei să mergi la școală, trebuie să fii vaccinat, vrei să ai... Totul e... Uitați-vă ce se întâmplă la meciurile de fotbal, că tot vedem unde sunt în Marea Britanie, da? Unde a apărut Delta. Și ați văzut cum... Deci este clar că nu poți... Industria, tot ce înseamnă economie, nu poate fi oprită. Deci efortul nostru al României în momentul acesta, pe lângă acest spirit antreprenorial, pentru că mediul de afaceri, dacă am avut acea creștere și dacă am rezistat, se datorează celor 480.000 de contribuabili care au rezistat acestei crize. Și un lockdown va fi fatal economiei în acest moment. Domnule Nancu, nu mai avem foarte mult timp, însă sunt oameni care ne întreabă ce se întâmplă cu programul Nou Acasă, dacă veți aloca fonduri suplimentare, dacă va continua anul viitor. Înțelegem că la această oră nu mai sunt fonduri pentru Nou Acasă. Da, a fost două luni de zile, s-a epuizat plafonul de 1,5 miliarde. Iarăși o măsură anticiclică care și-a făcut, să zic eu, efectul. Am avut un număr de 12.000 de beneficiari. Finanțarea băncilor a fost de 3,1 miliarde la garanții de 1,5 miliarde. Există anul acesta, încercăm să facem toate eforturile și guvernul și premierul să facem... să mai alocăm un plafon. Să vedem. Deocamdată nu avem un răspuns. Deci să nu-și facă planuri. Da, în momentul acesta, fiind în două luni de zile s-a epizat, vă dați seama, voință există, dar știți cum e, trebuie să vedem și cifrele macroeconomice, pentru că este un sector care oricum... lucrurile acolo chiar au fost și creșteri. Deci în momentul acesta nu cred că este prioritar pentru stat, pentru să alocăm plafon, dar s-a luat în discuție, încercăm să găsim o soluție, pentru că prioritatea este mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii, care... sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, la această rată mică de vaccinare, oricând pot suferi. De aceea, pe resursele limitate pe care le are guvernul acum, v-am spus, există voință, încercăm să găsim o soluție și cred că vom găsi o soluție. Cât de puțin, cred că vom mai aloca până la sfârșitul anului un plafon pentru acest program. De ce va depinde pe alocarea unui nou plafon? În primul rând, de piață. Să vedem, în acest moment, de când s-a epuizat plafonul, numărul vânzărilor am văzut că a evoluat, deci a crescut numărul de... Deci după epuizare a crescut, deci înseamnă că a existat capital pe piață. Și, bineînțeles, este o decizie a guvernului în care vom vedea la execuția bugetară cum sunt indicatorii macroeconomici și vom vedea dacă putem realoca din programele noastre, adică din plafonul de 18 miliarde cât a avut alocat, dacă nu se consumă, să luăm din alte programe. Dar, repet, nu este în acest moment, nu. Nu avem, să zic, resursele necesare. Am văzut analiști economici care vorbesc inclusiv de o criză imobiliară pornită chiar de la colosul, da, declinul colosului Evergrande. Credeți că e posibil să ajungă o criză imobiliară și în România?
Doamnă, chiar mă uitam numărul locuințelor vândute la sfârșitul lunii iulie, cred. Erau aproximativ 10.000 mai mult decât anul trecut și decât în 2019, deci era mai mare. În momentul în care, de aceea și guvernul va interveni, în momentul în care va exista o criză. În acest moment nu cred că atâta timp cât numărul de locuințe de vânzări crește, nu văd cum ar veni criza, pentru că ce a fost în 2009, tocmai de-aia am făcut și acest program, Prima Casă. El când a fost făcut în 2009, tocmai pe fondul crizei imobiliare, 300.000 de români până în prezent și-au achiziționat un imobil și, practic, ăsta este rolul instrumentelor anticiclice, ca pe perioada de boom, adică când programul merge, statul să se retragă. Dacă, și m-ați întrebat de ce depinde, dacă va fi o criză și în România, cred că acest program și-a făcut rolul și s-a văzut că funcționează și va fi lansat în momentul în care va veni criza. Dar în acest moment nu cred că, din contră, am văzut că prețurile chiar au crescut puțin. Deci nu avem semnale în momentul acesta că pe piața imobiliară va fi criză. Și să spunem, românii sunt 98% suntem proprietari, adică sunt acolo unde... Campion, da, la acest capitol. E clar că acest program și-a făcut datoria, cum spun eu. E un program care a mers 11 ani, în care chiar 12, dacă luăm și 2021, 300.000 de români, 3 din 4 credite ipotecare au fost prima casă sau noua casă. Mai ales noua casă a răspuns foarte bine muncii de acasă, școala de acasă. Am văzut data trecută, v-am prezentat niște date în care 15% dintre români au preferat apartamente cu 4 camere sau chiar locuințe unifamiliale, case. Aveți un plan să inițiați și alte proiecte la Fondul Național de Garantare? Da, noi deja suntem, am avut pe programul InvestEU, este iarăși în programul de guvernare, am semnat cu KPMG România și KPMG Luxemburg acreditarea Fondului Național de Garantare pentru a da garanție europeană, acea garanție directă, adică încercăm să înlocuim garanția nume și constat, să mutăm presiunea de pe datoria publică a României la Comisia Europeană. Deja am obținut aprobarea Comisiei Europene că suntem eligibili, deci sunt 4-5 etape. Noi am parcurs cu succes cele 3 etape. Acum suntem practic în etapa în care Fondul Național de Garantare și va fi singura instituție financiară care va fi acreditată de către Comisia Europeană, să putem da garanție europeană, adică în loc de garanția nume și constat pe IMM Invest, inclusiv pe noua casă sau tot ce înseamnă garanția nume și constat, să mutăm presiunea de pe datoria publică pe bugetul Comisiei Europene. Acolo structura este 70% garanție europeană, 30% garanție nume și cont propriu, adică din sursele noastre. Noi sperăm ca până la sfârșitul primului trimestru, deci undeva la 31 martie 2022, să avem această acreditare. Și sunt programe, InvestEU este cel mai mare program, planul Juncker, dacă știți, de investiții și doar pe componenta de garanții, că acolo sunt împrumuturi, garanții și fonduri nerambursabile, deci complementar PNRR-ului. Ne-am propus un target ca să derulăm aproximativ 450 de milioane de euro garanție europeană. Dacă vom reuși cu brio acest audit, care, așa cum am spus, va fi coordonat de la Comisia Europeană, să acredităm această instituție financiară, eu cred că vor fi instrumente financiare europene pentru mediul de afaceri. Deci este cam, să spun așa, obiectivul cel mai important. Până în acest moment am trecut de toate cele patru
4 etape, să sperăm că vom fi acreditați. Nu există, să zic, să nu fie acreditat. Practic, în urma auditului, ți se va trasa niște lucruri de îmbunătățit și, așa cum am spus, sper ca la sfârșitul primului trimestru 2022 să semnăm acordul Guvernului României, pentru că noi suntem o instituție a Guvernului, să semneze Comisia Europeană acest acord de acreditare și să începem să derulăm garanția directă, garanția europeană. Deci poate fi operațional din acel moment. Da, tot graficul, calendarul de lucru care l-am avut inclusiv cu Comisia Europeană, cu KPMG-ul, care este cel mai important auditor pe astfel, pe instrumente financiare, deci KPMG România în consorțiu cu KPMG Luxemburg, să încercăm să... Deci, practic, va fi, să zic așa, o acreditare. Deci nu există pericolul ca să nu fim acreditați. Și după care, bineînțeles, vom putea derula garanția europeană, fondurile din InvestEU. Este cel mai mare program de investiții lansat de către Comisia Europeană în 2019. Domnule Nancu, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați acceptat invitația noastră. Vă invit să rămâneți alături pe PS News, iar pe voi vă invit să ne oferiți un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube, Puterea Știrilor. Vă mulțumim!